O emisiune care scoate în evidență caracterul penal al activităților pe care Parlamentul, Guvernul, Justiția, presa le desfășoară. Bună seara, domnișoarelor, doamnelor și domnilor. Le spun bună seara, iubiților mei invitați, distinsul profesor de drept constituțional, fost procuror, fost avocat al poporului, domnul profesor Gheorghe Iancu, bună seara. Ar fi trebuit să participe și prietena miilor de români, inclusiv a mea, doamna avocat Diana Iovanovici Șoșoacă, senator în Parlamentul României. Domnia sa este la această oră la marea demonstrație din Piața Izvor din București. Miron Manega, director ziarului Certitudinea, ispravnic de concept, cum îi place să-i se spună, va fi partenerul nostru de dialog, substitutul doamnei senator, dacă pot spune așa, ca unul care a lucrat și la conceptul și proiectul Constituția Cetățenilor, deci are de vorbit pe această temă a emisiunii noastre, care se intitulează Ce este rău în Constituția României? Precizez dintr-un început, nici emisiunea JAF Asistat, nici oaspeții acestei emisiuni nu exersăm vreo atitudine didacticistă. Cu alte cuvinte, nu facem instrucție cu dumneavoastră. Pur și simplu, vom încerca a vă face să înțelegeți motivele care justifică o nouă lege fundamentală unei Românii ce a devenit o colonie, iar românii slugile coloniștilor, unii chiar în regim de sclavie. Această Constituție a construit, și invitații vor demonstra asta, un stat nu doar ostil propriilor cetățeni, dar unul trădător al intereselor națiunii române, al acestei patrii de oameni. Subliniez, de oameni, nu de entități. După acest avertisment îmi veți îngădui totuși o minimă cronologie în istoria constituțională a țării noastre, în care există legi fundamentale, 7 la număr, adoptate la intervale diferite de timp. Debutul primei Constituții românești are loc în anul 1864, sfârșitul lunii mai, care o precede pe cea din 1866, chiar dacă au existat și alte reglementări normative cu caracter general anterior acelor ani, așa numitele regulamente organice, între 1831 și 1834. Ele erau inițiative mai vechi ale domnitorului Grigore Ghica, fiind desăvârșite sub asistența curții de la Petersburg de către două comisii, de la Iași și București, sub președinția consulului general al Rusiei, generalul Matvei Lvovici Minciachi, asistat de guvernatorul provinciilor Moldova și Țara Românească, contele rus Pavel Kiselev. Au fost înlocuite acele regulamente organice în 1858 de Convenția de la Paris, apoi în 1864 de Statutul Dezvoltator al Convenției de la Paris, Constituția Autoritară a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. La sfârșitul lunii martie a anului 1923, o nouă lege fundamentală intră în vigoare, care prevede că bogățiile subsolului le aparțin statului, de asemenea votul universal, cu respectarea unor limite stabilite cu câțiva ani înainte. Constituția din 23 menționa separarea puterilor în stat, cea legislativă Parlamentului, cea executivă fiind încredințată deoportivă regelui și guvernului, iar puterea judecătorească revenea în altei curs de casație. Constituția din 1923 a marcat profund viața românilor în perioada interbelică, însă nu toate garanțiile și prevederile democratice au fost respectate în tocmai. Carol al II-lea, dorind să conducă în mod individual și cu nesocotirea principiului separării puterilor în stat, decretează o nouă constituție redactată de juristul Istrate Micescu.
În ciuda faptului că Parlamentul devenea o plantă ornamentală, națiunea se pronunță în favoarea acesteia prin plebiscitul popular, repet, prin plebiscitul popular organizat la 24 februarie 1938. Această lege fundamentală, Constituția din 38, așadar, prevedea pedeapsa capitală, iar dreptul de vot era atribuit cetățenilor cu vârsta minimă de 30 de ani. După aceea, România intră în zona de influență a Uniunii Sovietice și, din punct de vedere constituțional, vreme de o jumătate de veac se vor succede trei legi fundamentale. Nu știu cât de prietenoase au fost pentru români aceste constituții despre care am vorbit, cu toate că primele două posedau un caracter profund democratic, cuprinzând libertăți care nu se regăseau nici în alte documente similare ale vremii la nivel european, dar știu că regulamentul organic din 1833 prevedea, bunoară, ca bază de negociere a redevențelor pentru zăcămintele minerale ale subsolului, 50% din valoarea terenului deținut de proprietari. Azi, trădătorii de neam, după dispute și presiuni de ani de zile, au admis ca redevență pentru petrol, de pildă, ridicolul procent de 5%. Voi mai spune că actuala Constituție a României a fost adoptată în 1991, revizuită și supusă unui plebiscit care a încălcat, în opinia mea, prevederile legii electorale în 2003, la presiunea Uniunii Europene, Bruxelles impunând eradicarea din legea fundamentală, printre altele, a pedepsei cu moartea. Adaug faptul că în ultimii 15-20 de ani, în spațiu public, subiectul legii fundamentale a stârnit dezbateri foarte vii. Amintesc aici emisiunea Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane, realizată de Miron Manega, de pildă, unde alternativa propusă de reghetatul Gheorghe Cojocaru, elaborată de un colectiv de specialiști, nu a reușit să treacă de furcile caudine ale democrației dâmbovițene, deși, culmea, ea se numește până azi Constituția Cetățenilor și are ca principiu general meritocrația și demnitatea umană. Vă spun din nou, bine ați venit la Radio Certitudine, domnule profesor Gheorghe Iancu, bună seara, Miro Manega, vom căuta împreună să aflăm ce este rău în Constituția României. Alo, ne auzim acum? Ne auzim? Da. Da, vă aud. Sărut mâna, doamna senator, încep cu dumneavoastră că sunteți în piață. Doamne ajută, sunt la izvor și sunt cu cea mai revoluționară mamaie pe care am văzut-o vreodată. Câți ani ai, mamaie? 72 împlinește și e revoluționar, a venit cu icoana și cu tricolorul României și zice că a intrat cu mine la Sfânta Cuvioasă Paraschiva și n-a să uite niciodată lucrul ăsta. Să-i dea Dumnezeu sănătate și dânsei. Doamne ajută, ia ziceți. Da, doamna senator, după cum știți, v-am trimis și dumneavoastră sinopsisul emisiunii JAF Asistat, da, care are ca temă ce este rău în Constituția României. Eu am făcut introducerea la emisiune, am avut momentul acesta neplăcut tehnic. Vreau să reamintesc celor care ne ascultă la ora aceasta că sunteți în mijlocul protestatarilor din piața Izvor, așa cum a spus și dumneavoastră. Sunt peste 20.000 de oameni la piața Izvor. Am fost peste 10.000 la piața Victoriei, n-am unit cu încă vreo 10.000 de aici de la piața Izvor și se tot adună oamenii și vom merge la Cotroceni să preluăm puterea, na. Doamne ajută! Vreau să vă întreb, pentru că există niște restricții de circulație după ora 22. Nu există nicio restricție. Toate restricțiile sunt neconstituționale. Așa este. Ele nu pot fi restricționate de guvern, puteau doar eventual de parlament, conform art. 53 din Constituție. Nu pot fi făcute prin ordinele lui Arafat, nu pot fi făcute prin ordine ale prefectului, nu pot fi făcute prin tot felul de decizii ale nu știu căror comitete pe care le mai inventează ăștia și în niciun caz nu pot fi făcute decât dacă există situații excepționale. Ori în acest moment singura situație excepțională este minciuna COVID. Nu contestă nimeni că există, dar în niciun caz nebunia pe care aceste autorități o instituie, doar pentru că le ies lor parandărături bani și își fac tot felul de afaceri. Este o afacere la nivel mondial și astăzi este ziua fericirii și din fericire
toată lumea a ieșit în stradă în toate țările, nu numai în România. Toate orașele din România sunt pline, numai că televiziunile nu vor să arate. La Paris, pe la ora 4, se adunaseră peste 100.000 de oameni în stradă. În Germania se duc spre vreun milion sau două de oameni, deci peste tot lumea a ieșit în stradă. Deja se termină cu mascarada COVID. Și vă sfătuiesc pe toți, îmi asum ce spun, încălcați toate restricțiile pentru că nu au bază legală. Nu există bază legală. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, vreau doar pentru că ați pomenit de business-ul pe care l-au creat cei care au gândit această pandemie, vă dau o știre destul de veche, dar extrem de, cum să spun, sugestivă. Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, ONAC, și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea lui Raed Arafat, au adus prejudicii imense statului român prin achizițiile și contractele păgubase încheiate. 8 milioane de euro. Aceasta e concluzia raportului privind gestionarea resurselor publice. E mai mare suma. Asta figurează în Curtea de Conturi, da. Da, Curtea de Conturi a fost modestă și cred că a mai și acoperit parandărâturile, plus că încă nu au controlat absolut tot ceea ce este la nivel național, au controlat cât s-a putut și cât au fost lăsați să controleze. Eu vă spun că pentru 8 milioane de euro nu închideau o țară. Poate 8 miliarde de euro, da? În condițiile în care în județul Argeș, un primar care este cel care intermediază adopții legale din România de 15 ani, are o avere, țineți-vă bine, de peste 5 miliarde de euro, mie îmi spuneți că ăștia au făcut covidioțenia și mascarada asta, pandemia asta, pentru 8 milioane de euro? Să fim serioși, cred că ar trebui luate la puricat toate firmele parlamentarilor, toate firmele guvernanților, ale mătușilor, ale mămicilor, ale tăticilor, ale copiilor, ale nepoților și prietenilor lor, să vedeți acolo ce miliarde de euro o să vă iasă. România trebuie să renască, trebuie să se restarteze. România trebuie să înceapă să învețe să își exercite drepturile și libertățile cetățenești. Nicio problemă, n-au știut 31 de ani, suntem aici o mână de oameni care de un an și ceva învățăm poporul român care sunt drepturile și libertățile pe care nu și le-a exercitat niciodată și pentru că nu și le-a exercitat, atunci puterea dictatorială a profitat și ni le-a luat. Exact. Da? Deci asta este adevărul. Și pentru ca să izbândim, să zic așa, trebuie modificată Constituția și vă dau un subiect pe care o să-l comenteze și domnul profesor Iancu, dar pentru că sunteți oarecum în oglindă. Dumneavoastră aveți și rădăcini croate, am înțeles, da? Nu. Bunicii mei paterni au venit din Scoplie, din Macedonia. Ceea ce nu face din mine o neromâncă, din contră. Sunt mai româncă decât mulți, pentru că pe acolo mai erau și niște neamuri de vlași din care mă trag. Deci eu dacă mă trag din vlași adevărați, da? Și sunt mai româncă decât foarte mulți români Să subliniez, ci faptul că de facto ați putea beneficia și de un alt pașaport. Doamne ferește, niciodată. Dar atenție ce vă spun. Domnul acesta pe nume Arafat are două pașapoarte. Are un pașaport românesc și are un pașaport străin. Spuneți-mi, de ce Constituția României, actuala Constituția României, permite o asemenea antiteză, să o numesc cu minte, astfel? Cum poate pus în vârful unei structuri de putere a statului român un cetățean care a, să spun așa, depus un jurământ de loialitate către două guverne? Trebuie modificată Constituția și din punctul ăsta de vedere sau nu? Există în Constituție... Cred că e vorba de legislația care a fost făcută în virtutea Constituției, care nu a fost interpretată în litera și spiritul ei. Problema României este că avem la putere oameni care nu sunt români. Nu ar avea cetățenia română. Nu sunt români în adâncul ființei lor. Nu sunt români în sângele lor. Sunt anti-români.
Votăm lege antisemită, votăm lege anti-țigănească, votăm lege nu mai știu de care, și anti-românească. Dar lege anti-românească nu există, da? Noi ne batem joc de, de poporul român, da? Deci, stați puțin, am rugămintea, sunt în direct la un post de radio, vă rog frumos. Vă auzim bine. Așa, da, nu aud eu din cauza unor persoane. Așa. Bun, ideea este în felul următor. Eu la acest moment nu m-aș grăbi să schimb Constituția României. Îi avem pe unguri pe cap, avem pandemia, avem mascarada, nu, oricum nu se respectă Constituția României. Exact asta ne-ar mai trebui, să ne trezim cu schimbarea Constituției și toți antiromânii să se apuce să adauge cât un articol, să-ți mai schimbe sau să o anuleze cu totul și să adopte o altă Constituție, așa cum o gândește Iohannis, cum o gândește Cuțu Cuțu, cum o gândește Arafat. Să ne ferească Dumnezeu! Deci când vom avea noi poporul, majoritatea în Parlamentul României, atunci să ar trebui să schimbăm Constituția. Eu nu mă refeream la momentul, știu eu, legislat. Stați puțin. Doamna, am o rugăminte. Dacă vreți să vorbiți, duceți-vă pe scenă la ei, că poate pe dumneavoastră vă lasă. Eu m-am retras aici să vorbesc la un radio cu marele om de drept, Gheorghe Iancu. Vă rog frumos. Da. Păi da. Nu mă lasă, doamnă, nu mă lasă. Alo, da, da, nu mă lasă ăștia să vorbesc pe scenă, că este meeting-ul lor. Da, vă auzim. Să le fac. Da. Domn profesor Iancu, dacă doriți să intrați într-un dialog cu doamna senator, vă rog frumos. Aștept, în primul rând, îmi pare bine că este acolo unde este și, în al doilea rând, să-i spun că sunt exact ca dânsa și cred exact ceea ce crede dânsa. Și o las să vorbească pentru că spune bine. Da. Eu am vorbit destul. Eu îi mulțumesc din suflet domnului Gheorghe Iancu, pentru care am un deosebit respect. Și credeți-mă că nu pot fi mai onorată decât acum, când domnul Gheorghe Iancu, o eminență a dreptului românesc, spune că este de acord cu ceea ce spun eu. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă rog din tot sufletul, din toată experiența dumneavoastră, din toată cultura dumneavoastră juridică, împărtășiți-ne și nouă, pentru că avem mare nevoie de dumneavoastră. De-abia aștept. Dacă îmi dați cuvântul sau dacă dumneavoastră nu mai aveți nimic de spus, nu, o să fac niște completări. Vă rog. În primul rând, s-a făcut la început un fel de prezentarea Constituțiilor Române. Prima noastră încercare și chiar destul de reușită a fost a lui Mavrocordat. La 1740, rețineți, 1740 este prima din lume care realizează o punere la punct a unor reguli la nivel general. Asta nu s-a mai întâmplat în 1740. Costică Mavrocordat. Apoi, sigur că au fost și altele, au fost situații în care Constituția de la 1864, care era, se numea Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris, a încercat să pună la punct niște lucruri, iar la 1866, până la 1866, s-a încercat o anumită de către, știți foarte bine, de monstruoasa coaliție, care este și astăzi, ați spus foarte bine, s-a încercat să se elimine această Constituție, s-a reușit numai în ceea ce privește conținutul. Și așa mai departe, după aceea a spus domnul care a prezentat Constituțiile, a spus lucruri foarte frumoase. Acum, cred că să intrăm în subiectul acestei discuții. Da, aș vrea să vă întreb, domnul profesor, și pe dumneavoastră, dar dacă doamna Șoșoacă mai este și dorește, îi dăm întâietate. Nu, dați-i întâietate domnului profesor, vă rog din tot sufletul. Da, în primul rând vreau să ne spună domn profesor, pentru că trebuie să punctăm lucrul acesta, de ce doamna Șoșoacă este atât de atacată? Și nu întreb asta, știu eu, doar să mă aflu în treabă, pentru că pe toate canalele media,
pe absolut toate canalele media, dumneai este o țintă și nu prididesc nemernicii să arunce cu tot ce le cade la îndemână. În așa fel încât îmi vine să întreb pe bună dreptate, a părăsit gândirea și simțul bun al românului, proverbiala demnitate dătătoare de ființare într-o nație, ne-a părăsit? Constituția asta noastră ne conferă demnitate? Câtă nu. Demnitate ne conferă dacă ne conferă nu. Legea? Nu ne conferă. Și acum să mă lăsați să spun, maestre, să vă răspund la întrebare. Vedeți, dumneavoastră, ceea ce încerc eu să explic la facultate este contrar a ceea ce vor ăștia care ne conduc astăzi. Domnul maestre și doamna senator, sau doamna senator și maestre, orice aș spune eu, orice ar spune doamna senator, orice ar spune dumneavoastră, sunt respinse. De ce? Pentru că fiecare injecție costă 4 euro, cea mai slabă. 4 euro. Și știți unde să duc, în ce buzunare? Private. Exact, exact. De-aia nu o să avem niciodată dreptate, pentru că unii oameni încasează niște sume fantastice pentru câte un vaccin. Nu există la noi, există numai vaccin, altceva nu există. Am senzația că s-a întrerupt cu doamna senator. Nu. Ascult cu atenție. Haideți să vă spun două lucruri. Eu sunt un elev foarte silitor, să știți. Nu. Să știți că și eu sunt. Poate că atunci când o să vă văd, o să vă spun că și tata, mama se trage din zona aceea Sârbiei. Dar chiar e sârboică. Așa că vă dați seama. Există două articole în Constituție de început, după aceea facem discuția. 4 și 5. 4 spune că statul are ca fundament unitatea poporului român. Poporului român. Iar mai departe spune că și solidaritatea cetățenilor săi. Care solidaritate a cetățenilor de origine sau de naționalitate, mai bine zis, străină? Care naționalitate? Eu nu știu ce a căutat acest text 4 aliniatul 1, cea de-al doilea, a doua teză. Solidaritatea cetățenilor săi. Care, vă mai spun încă o dată, vă întreb încă o dată, pentru că nu există niciun fel de solidaritate. Ei cu banii, noi cu injecțiile. Da. A doua chestie este aceea a cetățeniei române. Constituția o spune foarte frumos și foarte clar. Dar este foarte general. În lege, însă s-a permis unii oameni care au dublă triplă cetățenie, eu cred că un anumit personaj din România are triplă cetățenie, siriană, apoi cea a lui Arafat și românească. Nu are numai două cetățenii. De ce s-a... Și palestiniană? Păi da, maică s-a de unde e? Maică să e din Palestina. Cetățenie și conduce România. Da. Asta e. Vedeți, dumneavoastră, problema nu este că conduce România, ci problema este că i-a permis statul care are ca fundament poporul român, nu și minoritățile naționale din care ele fac parte ca cetățeni români. Apoi, doamna senator, legea trebuie modificată, legea cetățeniei, pentru simplu motiv că un om care intră într-o funcție publică înaltă nu poate să aibă duble sau triple sau multiple cetățenii. Corect, exclusiv cetățean român. Exact. El poate să dobândească 100 de cetățenii, nicio problemă, Constituția îi permite. Dar legea ar trebui să fie modificată în sensul că în momentul în care acea persoană dobândește o calitate mai înaltă de funcționar public, demnitar public, atunci el trebuie să renunțe la celelalte cetățenii, să rămână numai cu cetățenia română. Pentru că el dă jurământ și pe Constituția Română și pe Constituțiile celelalte. Exact. Și atunci vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă apare o stare de conflict
între două sau trei state care el are cetățenie. Dar ăsta mai depus rământ și pe Coran. Păi bineînțeles că s-a dus și dincolo, în Siria și în Palestina, ca să dobândească cetățenia care o are acolo. Sau dacă nu a făcut așa ceva, a dobândit-o prin naștere, pentru că a venit la noi la 14 ani sau la 16 ani. Gândiți-vă că poftiți? La 16 ani a venit. La 16 ani a venit, da. În condițiile astea poate că n-a depus un jurământ. Dar a dobândit-o pe aia. Iar în momentul în care devine secretar de stat, că e secretar de stat, el trebuie să renunțe la celelalte cetățenii. Pentru că are în virtutea cetățeniei române, pentru care a depus un jurământ, nu-i permite, acest jurământ nu-i permite să poată să mai aibă încă o cetățenie. Nu se poate așa ceva, este strigător la cer. Nu Constituția trebuie modificată. Constituția este legeră și poate și trebuie să fie legeră. Ci legea noastră a cetățeniei, exact. Care este o mizerie și care este la îndemâna Parlamentului. Vedeți, eu continui treaba asta, dar să o întreb pe doamna senator dacă nu vrea să răspundă. Vreau să vă spun un lucru, că tot vorbeam de cetățeni români. În acest moment am în jurul meu 10 copii români ai unei familii, de la, cred că are 2 anișori, până cel mai mare, câți ani are? Da. 15? 12. Deci mai avem o șansă. Exact ce v-am spus, Constituția României este destul de ok. Problema este legea care a fost făcută în virtutea Constituției. Exact. Și mă mai întreb totuși un lucru, că noi totuși avocații am tot invocat neconstituționalitatea anumitor articole. Ce face Curtea Constituțională? Cât mai are de gând să politizeze anumite aspecte? Doamna senator, eu am fost primul secretar general al Curții Constituționale. Și știu ce se făcea până în anul 2000 și ce se face după anul 2000. Vă voi spune, pentru că e mult de vorbit, era funcție de secretar de stat, de secretarul general. Și o să vă spun mai multe, dar când o să ne vedem între patru ochi. Un alt text mai este. Vedeți, dumneavoastră, există un articol 11 din Constituție, sunt multe. O să ajung și la procuratură, care ar trebui să fie la guvern și nici de cum la justiție, că este înființat în timpul Revoluției, după Revoluția franceză. Să vă spun ce zice aici. În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte, cuprinde, fiți atentă, dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui nu mai poate avea loc. Eu pot să vă spun vreo 100 de asemenea tratate. Da. Este cumplit, este foarte rău. Și pe noi nu ne mai ascultă nimeni, pe noi constituționaliștii, și mai bine zis juriștii care știu povestea, nu ne mai ascultă nimeni pentru că le dăm peste ochi cu așa ceva. Sunt tratate care încalcă Constituția flagrant. Flagrant. Vorba lui Lenin, da, ce e de făcut? De aceea am și spus că, da, mă rog, sunt eu într-un fel în Senat, dar nu prea sunt la putere. Sunt la putere cu poporul, dar se pare că poporul nu prea mai e suveran. Încerc acum să răscol un pic poporul, să-și dea seama de cât de puternic e. Dar vă spun că dacă aș fi la putere, primul lucru pe care l-aș face, aș renegocia toate tratatele României. Da. Asta se poate. E dreptul nostru. Vorbim de drept internațional public. Vorbim de drept internațional privat. Da. Noi fi o mare expertă în aceste două domenii ale dreptului, dar măcar atâta lucru mai știu, că orice tratat încheiat poate fi renegociat. Doamna Șoșoacă, există un precedent în țara vecină. Ungaria a renegociat? Exact. Da, și Polonia. Exact. Și Polonia și Cehia. Sunt trei țări care au renegociat tratate cu Uniunea Europeană. Hai. Au mers inclusiv și cu astea, cu minele, deci au salvat minele. Și știm foarte clar că Polonia, dacă îi se va interzice vreodată, ei s-au dus către 2048 cu închiderea minelor. De fapt, ei trag de timp, pentru că dacă vreodată cineva le va impune să-și închidă minele, ei vor ieși din Uniunea Europeană. Și nimeni nu are asemenea interes. Să mai spun în continuare cu Constituția, dacă îmi permiteți, că sunt multe.
Cum să nu? De exemplu, dreptul la ocrotirea sănătății. Unde suntem acum în piață? Pentru care suntem în piață acum? Așa. Dumneavoastră știți că nu există nicio formulare despre medicament? Știți că la nivel european există de mult această obligație ca orice cetățean să-i se dea medicamente corespunzătoare? Da, la noi, domn profesor, la noi s-a feștelit cu expresia dreptul la sănătate. Dom'le, dreptul la sănătate este general, însă în momentul în care articolul 34 dezvoltă în aliatul 2, dezvoltă cam elementele acestui drept la sănătate, n-a fost cuprins dreptul la un medicament corespunzător. Și este prevăzut în tratate internaționale chestia asta. E o chestie extraordinar de importantă care se regăsește în alte constituții moderne. Nu vorbesc de Constituția Franței sau de ceea ce se numește Constituția Angliei. Da. Și vă mai spun ceva. Dreptul la mediu, la mediul ăsta în care trăim, dumneavoastră știți și doamna senator, dumneavoastră știți că este dreptul la mediu sănătos? Adică dacă nu este Amazonia, nu este sănătoasă, trebuie să o defrișăm. Este o prostie asta, este o idioțenie. Trebuie dreptul la mediu protejat și nici de cum sănătos. Eu l-am fundamentat, dar l-au luat ungurii, că un deputat ungur a luat această idee. Teza mea de doctorat se referă la mediu, la dreptul la mediu, dar n-a înțeles nimic omul acela și a scris aici aiurea, în loc să fie un mediu protejat. Și atunci, sigur, că orice cetățean putea să tragă la răspundere statul pentru modul în care se comportă vis-a-vis de protecția mediului. Dar așa ceva acum nu se întâmplă, pentru că în lege este o prostie, iar conducătorilor le convine treaba aceasta. Și mai este o chestie, doamna senator. Există un articol în Constituție, ca să ajung să nu ajung direct la parchet. E articolul 48. Vedeți, dumneavoastră, zice așa: familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți. Între soți. Da. Vedeți, dumneavoastră, asta este. Nimeni n-a sesizat sau n-a vrut să sesizeze, pentru că au fost mișcări. N-a vrut. Ei au gândit-o, domnul Iancu, ei știți foarte bine că gândesc chestia asta cu educația de gen, cu LGBT-ul și cu toate astea de multe zeci de ani. Exact. Atunci când au făcut-o, au făcut-o special. Și vezi, doamne, când a fost referendumul pentru familie, s-a menționat că este menționat în codul civil uniunea dintre bărbați și femeie. Păi te rog, arat, pentru că dacă vrei să schimbi codul civil, l-ai schimba cu o majoritate în Parlament în 2 și 3 mișcări. Chiar simplă, majoritate simplă. Evident, da. Problema mai alta, mai este în Constituție, se menționează dreptul la un trai decent. Da, unde-i traiul decent în România? N-am ajuns acolo. Dar și apropo, nu mai o să vin la dumneavoastră, pentru că m-au solicitat niște persoane de la Iași, văd că Moldova e fruncea în chestia asta, care vor să dea în judecată statul român, pentru că nu le-a asigurat, sunt pensionari, nu le-a asigurat la pensie traiul decent menționat în Constituția României. Dar eu v-am spus câteva lucruri. Nu spun foarte multe, pentru că n-am unde. Trebuie să vă las și pe dumneavoastră să vorbiți. Mai este o problemă, doamna senator, cu care trebuie să se obișnuiască și procurorii. Cu toate că am fost procuror, am fost și judecător, procuror de parchet general. Cum era pentru Curtea Supremă. Și apoi judecător la Curtea Supremă, la secția asta financiară, care la un moment dat a fost și la Curtea de Conturi. Numai detașată, nu altceva. Uitați care este povestea. Procuratura a fost înființată la Revoluția Franceză, 1787. Și a fost ca un instrument al guvernului. Numai la noi în țară procuratura este formată din magistrați. Nu există așa ceva.
Când am luat, cuvântul în plenul Senatului și înainte în Comisia Juridică și m-am certat cu CSM-ul și cu Ministerul Justiției, care a înlemnit când am spus că n-au ce căuta procurorii cu judecătorii și că procurorii sunt un fel de avocat al statului și că trebuie să stea exact cum stăm și noi, o instituție distinctă, și noi trebuie să avem aceleași drepturi ca ei și ca judecătorii, că suntem parte sine qua non a sistemului judiciar, au înghețat. Am reiterat această idee în Parlamentul României. Nu vă închipuiți ce a sărit pe mine Madame Scântei, președinta Comisiei Juridice de la PNL, doamna notar. Și, n-a citit Constituția. Dacă mai îmi dați voie... Da, dumneavoastră, credeți, domnule Iancu, că e vreun parlamentar în afară de mine care a citit Constituția României? Nu. Și vreau să vă mai spun ceva. Stați un pic, că e foarte important. Maestre, în articolul 132, procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului justiției. Ei sunt funcționari ai statului, n-au ce să caute acolo în sistemul judiciar. Da. Cum era la Revoluția franceză. Iar... Tot așa, subordonat Robespierre. Da, rog. Iar vreau să vă spun încă un lucru din experiența pe care am ca jurnalist prezent în sălile de tribunal. Procurorul, după procedura, respectivă, ar trebui să reprezinte și interesele cetățeanului. Ori de fiecare dată cetățeanul este ignorat pur și simplu de procuror. Da, da, el e ignorat pentru ce? Pentru interesele statului, în niciun caz. Evident. Tocmai asta e treaba. Unde este procurorul acum când Constituția spune că el se subordonează ministrul Justiției? Autoritatea este numai ministrul Justiției. Mai e o altă problemă. Uitați, eu cred că nici nu mai știu numărul plângerilor penale pe care le-am formulat împotriva lui Iohannis și nu singură, cu alți colegi avocați, cu Partidul Neamul Românesc. Mă rog, am zis să avem și noi o susținere din asta cât de cât politică. Niciun alt partid nu a vrut să se implice. Împotriva lui Arafat, împotriva lui Orban, împotriva care mai era, Tătaru, Cercel, Rafila, toată pleiata incompetenților. Care ajunge până la Năstase. Așa, cred că dacă mai am, mă mai lăsați mult prin Parlament, iau pe toți la rând din 90 până acum. Așa, nu, prea multă minte n-am și o să iau pe toți la rând, credeți-mă, că nu mai m-am stătut. Vă ajutăm. Chiar nu am ce pierde, vă spun sincer acum. Vă ajutăm. Ideea este în felul următor. Nici unul nu a catadixit să ne cheme să depunem o mărturie. Nu, doar atâta, imediat de la DIGOT Iași mi-a venit o hârtie, precum că infracțiunile de răspândire a informațiilor false de către presă, deci fiți atenți, la 2 săptămâni după ce am depus-o, au clasat-o că nu există faptă penală. Deci te doare capul. Da, te doare capul, fără să cerceteze, fără nimica. Deci pe mine m-a bufnit râsul, zic, să ne ferească Dumnezeu ce incompetenți sunt la conducerea DIGOT-ului. Păi da, aceste instituții, trebuie epurate de toți incompetenții de acolo, de toți trădătorii de acolo. Eu atunci când m-am dus să depun plângerea penală la DIGOT Iași, ăștia au chemat jandarmeria că mi-am permis să depun o plângere penală la DIGOT. Da. Despre ce vorbim? Da. Puteți depuneți orice unde, oriunde, păi o petiție. Pe speța jaful pădurilor și business-ul din imobiliare, eu n-am primit răspuns de la 4 comisii parlamentare de pe vremea lui Boc. Auziți, apropo de păduri, să știți că se urmărește acum să emită un act normativ pentru împușcarea urșilor, a 800 de urși. Da, am dat un interviu, s-a mai întâmplat treaba asta, ungurii vor așa ceva, pentru că sunt mulți vânători și ministrul respectiv al mediului este cine știți foarte bine. Da. Și atunci am dat un interviu cu domnul Marinescu, care este președintele FEPAM, e Federația Protecția asta de animalelor. Uh-huh. Și în care îi spui, ceream să facă un inventar. Să sperăm că o să facă. A apărut în presă un interviu meu și al domnului Marinescu. Să facă un inventar
al urșilor și pe urmă să începem să îi împușcăm. Apropo de mediu. Păi, dacă doriți, domnule Iancu, domnule profesor, da, o să preiau din interviu dumneavoastră problema. Vă rog. Și fac și o interpelare în Parlamentul României. Vă rog. Nu i-am lăsat pe ăsta, pe ăștia deloc. Deci cred că nu mai răsuflă. Non-stop, ei nu mai știu ce să facă, să nu le dau publicității, ba invocă secrete de stat și mi le trimit cu ștampilă de secret de stat, ba mi le trimit cu, vezi, doamne, invocă GDPR-ul și protecția datelor personale, dar să vedeți ce le fac eu, că date personale înseamnă nume. Funcție, doamnă senator, nu cred că înseamnă. Să publicității funcțiile lor. Dacă îmi dați voie, eu o să-i dau telefon domnului președinte Marinescu, fostul senator Marinescu. Da. Să vă sune, să vă spună prin ce trece acest om în protejarea animalelor și a mediului în general. Cu mare drag îl sprijin, cu mare drag voi sprijini absolut orice cetățean al României, indiferent că a fost sau este politician, că este sau nu este în Parlament sau unde o fi, care dorește să facă ordine în România și vrea să se respecte legea. Doamne nu ajută. Voi pregeta niciodată să fac aceste lucruri. Dacă tot mi-a sacrificat timpul și viața, că efectiv pentru mine e un sacrificiu, uriaș. Și turbesc, e uriaș, da, e uriaș. Eu când mi-am văzut, acum mă rog, sunt puțin recunoscătoare că sunt atâtea oameni care mor de foame în România, dar că toți mă acuză că am pus mâna pe ciolan. Că eu când am pus mâna pe fluturașul de salariu de senator și am văzut că e a cincea parte din cât câștigam eu ca avocat, m-am așezat pe scaun și am zis din ce ajut eu cinci familii să trăiască. Pentru că eu întrețin cinci familii. Eu nu mai am timp să iau procese ca avocat. Nici nu pot, că ei vin la mine în calitate de senator. Păi și eu ce fac atunci? Le iau bani în calitate de avocat? Este destul de ingrată poziția mea. Da. Și într-un fel este și un conflict de interese. E foarte complicată situația prin care trăiesc eu. Nu, nu puteți să luați procese împotriva statului. Dar în rest nu e nicio problemă. Iar, ba da, nu am voie la judecătorie și la tribunal. Atenție, am voie numai la curtea de apel și în alta curte. Da. Și nu pot să reprezint în penale de pe lângă aceste judecătorii și tribunale. Deci ne-au băgat niște interdicții fantastice. Dar mă rog, o să trec mai departe, n-am ce să fac, asta este, dar dacă toți sunt acolo, apoi nu-i las să respire un minut. Doamne. Și sunt pe ei, vă spun, mi-am mai găsit și câțiva oameni care, de fapt, n-aș vrea să spun eu prea multe, dar cred că trei sferturi din angajații Parlamentului României îmi spun și îmi servesc tot ceea ce am nevoie. Eu cred. Și le mulțumesc din suflet. Vreau să vă întreb, doamna senator, știu, sigur că știu că ați fost dat afară de la șefia acelei comisii. Vreau să vă întreb, pentru că e important și pentru cei care ne ascultă și pentru județul Maramureș, pentru toată țara asta este important. Vreau să-mi spuneți cele două sesizări pe care le-am făcut vis-a-vis de tortură și despre modul în care a fost jefuit Aurul Verde și terenurile. Are șanse să fie dezbătută sau, mă rog, să ajungă la o finalitate? Fără mine acolo nu. Eu deja le dusem drumul. Știu asta, știu. Acum, da. Știți foarte bine că cred că v-au trimis răspunsul, sper. Nu, n-am primit nimic. De exemplu, trebuiau să vă trimită. O să mă duc la fostele mele subalterne și să le trag un pic de mânecă, pentru că eu nu lucrez așa. Da. Dar e posibil ca doamna actuală președintă, o profesoară necunoscută și care n-a ieșit cu nimic în evidență decât că fură funcțiile altora și pe care le distruge, cărora încearcă să le distrugă demnitatea umană, dar nu reușește, nu face absolut nimic. Deși a arogat acum că ea ar fi rezolvat problema 5G-ului. Problematica 5G-ului a venit la comisie în 4 ianuarie, când eu eram președintă. Imediat am preluat dosarul și imediat am făcut demersurile necesare pentru că această persoană care e acum președintă, madame profesor, nu face altceva decât să ceară puncte de vedere de peste tot. Ea altceva nu știe să facă. Pentru că n-are cum, că n-are pregătire juridică și oricum nu o duce capul. Îmi pare foarte rău că sunt răutăcioasă, dar eu știu mai bine că nu o duce capul.
am văzut, pentru că sunt unele chestiuni de bun simț pe care, și în calitate de profesor, fără nicio experiență juridică, da, le pot sesiza, mai ales că stai toată ziua ca politician și mai asculți, mai vezi câte un interviu, mai asculți niște lucruri, că văd că declarații politice și întrebări încearcă să se bage pe domeniul meu juridic. N-are, se face de râs, deja râde tot parlamentul de ea. Bun, ideea este în felul următor. Șaroga acum că ea ar fi rezolvat problema 5G-ului. Problema 5G-ului, cu toate informațiile care au venit acum, sunt pentru că eu am avut curajul să trimit inclusiv la Ancom și să iau așa ușor, ușor, și mi se pare că am trimis și către instituții europene, pentru că nu e normal ceea ce se întâmplă. Numai că, din păcate, acum au venit oamenii care au lucrat pe 5G pe acel dosar, m-au prins în Piața Victoriei și mi-au spus ce facem, că ne-au trimis că le excede competența. Da. Deci am sute de scrisori de la oameni care îmi scriu, zice, doamnă, a început totul bine cu ce ați făcut dumneavoastră, iar acum primim că le excede competența și atribuțiile. Da. Nu se poate așa. Într-o țară normală, Comisia de Cercetare a Abuzurilor și Combaterea Corupției și Petiții ar face ordine în acea țară. Deci Comisia de Cercetare a Abuzurilor, cu un om pregătit, cu un om patriot, cu un om profesionist, ar face ordine și disciplină în România, credeți-mă. Păi atâta timp cât tortura este la modă în România, să știți că șansele sunt mici. În condițiile în care, maestre, ultima mea problemă rezolvată când eram avocatul poporului a fost tocmai aceasta, apariția celui de-al cincilea secretar de stat care se ocupă de tortură. Și acum există, dacă vreți să uitați, există în structura avocatului poporului un secretar de stat, un adjunct, care se ocupă de tortură. Eu am făcut toate activitățile. Am pregătit ideea că trebuie să există un asemenea personaj. Haideți să vă spun ceva, domnule profesor. Există un om care a fost torturat și i s-a recunoscut acest act de tortură, inclusiv la nivel internațional. Da, da. Vili Rupa se numește. Căruia nu-i rezolvă nimeni problemele. Pe mine m-a înnebunit cu câte lucruri mi-a trimis. Avocatul din poporului. Păcate, da, din păcate, când am ajuns la doamna Renate Weber într-o solicitare de audiență, și-a venit peste mine și George Simion cu Andrușceacă să se ocupe ei de alte probleme din care nu înțelegeau nimica. Doamna Renate Weber mi-a spus, a început să zâmbească, aoleo, lăsați-ne că ne-a nebunit. Deci cam asta este atitudinea și mie nu mi-a plăcut. Doi la mână la Comisia de Cercetare a Abuzurilor, când am menționat de Vili Rupa, pentru că omul se întâlnise cu mine, nu mai știu pe unde, pe la Dej, nu mai știu pe unde m-am întâlnit cu dânsul, și mi-a dat dosarul, pentru că omul m-a urmărit peste tot, a venit și în București după mine, și mă urmărește și pe Facebook, îmi scrie mesaje, deci nici soțul meu nu s-a ținut de mine cum se ține Vili Rupa, vă rog să mă credeți. Păi sunteți paiul lui, e clar, e disperat aia omul. E, da, e disperat, numai că nu prea pot să-l ajut, pentru că domnul Vili Rupa chiar are dreptate. Din păcate, este batjocura angajaților consilierilor. Când eu am adus problema lui la comisie, au început tot să râdă, lăsați-ne, doamne, că ne-a nebunit, dosarul lui e închis. Da. Cum să fie închis dosarul unui om care a fost torturat? Da. Toți parlamentarii râd. Păi cum, omul ăla a suferit, e distrus, este torturat și tu râzi de el? Cam asta este situația la nivel politic când este vorba de tortură. Și că tot a fost domnul Iancu avocat al poporului, eu am altă problemă, nu la tortură, ci la tortura copiilor. Există un avocat al copilului, se numește Gânfălean. Ce-o fi făcut omul ăsta ca avocat al copilului, habar nu am, că nu i s-a sesizat existența. L-am tot invocat, i-am scris, mai ales pentru ce li se întâmplă copiilor de un an și ceva de zile. Nu a interesat pe nimeni. Mai multe demersuri am făcut eu cu cei 300.000 de copii din Mișcarea Elevilor din România decât a făcut avocatul copilului. Unde da, în Gânfălean ăsta, copilului? În Gânfălean ăsta, ca așa zic, îl știu. Și știu și ce pile a avut. Este adjunctul avocatului poporului pentru copii. Este în zona aceea.
iar eu, pentru că am luat niște măsuri, am fost dat afară de foștii mei studenți care au terminat în 1995 Ponta și Șova. Foștii mei studenți. Păi, printre alții a fost și... Domnul doctor Benedec nu l-a omorât foștii lui studenți? Ba da, ba da. Bun. Unul dintre frații. Elevii își întrec profesorii în omoruri. Da. Da, asta este povestea. Și ei, între ei, au făcut un material și m-a dat afară în 2012. Ponta, ăsta care mi-a fost student. Ponta. Știți că Ponta a încercat să ia legătura cu mine în campanie electorală prin intermediul unor persoane. Eu știam cum se numește partidul lui. Zic, dar voi de la ce partid sunteți? Păi vină cu noi la locale, nu știu ce. Da. Nu mă interesează politica. Chiar nu mă interesa politica și din cauza domnului Miron Manega eu mă aflu aici, da? Și al lui Colceac și al lui Horneț. Sunt cei trei bărbați din viața mea, împreună cu bărbatul meu, care mi-au distrus viața, efectiv. Și mi-au zis că nu contează ce vreau eu, ei mă vor acolo. Deci dacă eu nu-i vreau, ei mă vor. Da, dacă tot ați adus... Așa, și eu îmi spune, zice, păi Ponta e la noi. Zic, fiți atenți, dacă tot mă vrea Ponta atât de mult în partidul lui, spuneți-i că eu am fost o foarte bună prietenă a procurorului Panait. Mm-hmm. S-a lăsat liniște la telefon și de atunci nu m-a mai căutat nimeni. Ați adus aminte de domnul Colceac, de Miron, de domnul Horneț? Zilele trecute a fost întrebat domnul Horneț la rețeaua profesioniștilor Renaștem despre dumneavoastră și uitați ce a zis, doamna Șoșoacă este ca un porumbel al iubirii care zboară peste tot, dar vine în curând la cuibul ei, acasă. Nu știu ce vrea să spună domnul Horneț, dar eu sunt acasă. Sunt la un partid, acasă. La un partid, bătea nu, lasă-mă, la unde acasă? Că domnul Horneț n-are partid, dar vă spun un lucru. Aveți puțintică răbdare. Avem. Că tot ați răbdat vreo 31 de ani. Am rugat și astăzi la Piața Victoriei poporul, peste 10.000 de oameni, să mai aibă puțintică răbdare și nu în sensul caragelian. Da? Caragelian. Da. Într-un sens în care vă spun că dacă avem puțintică răbdare, uniți, vom reuși să restabilim ordinea în România, iar cei care au distrus-o din temelii vor înfunda pușcările. Dați-mi voie, doamna senator și domnule profesor, trebuie să citesc acest text pentru ca să subliniez, să zic așa, ca un background la ce a spus doamna senator. E un text care a fost publicat în Certitudinea. Unii o să mă critique pentru asta, dar e treaba lor. Textul acesta trebuie auzit de multă lume și doamna senator va însă a înțeles că mi-a semnalat la vremea respectivă, dar tocmai pentru ca să îi întăresc acest sentiment pe care îl are și de care nu are voie să fie părăsită niciodată. Au fost oameni pe acest pământ nevoiți să plece de pe pământurile lor și s-au ascuns. După aceea au revenit printre oameni, dar acel descălecat nu mai era al lor, ci al unor măști. Călătorind la Cairo, la Muzeul Național, am văzut o stelă funerară datată 1215 înainte de Hristos. Am pipăit-o cu lumina ochilor și a minții. În fața acelui bloc de granit am avut mai vie ca oricând amintirea lui Arthur Schopenhauer și a strașnice și ale lecții despre cunoașterea lumii pierdute, acele de trăit prin libertățile voinței și despre beteșugurile minții noastre. Aflată în vrăjmășie cu spațiul, ea este expresie mască a timpului, nici de cum a orizontului. Simțul, sufletul, socială. Probabil de aceea, omul a ticluit legende, porecle, a creat cântări și fabricat cu bisturiul ori farfecile croitoriei măști, identități. Altele decât cele ale pământului din care se trage. Au fost oameni a căror viață nu le-a fost îndeajuns pentru a dărui toată iubirea ce au simțit pentru țara lor. Cu cât iubirea este mai profundă, cu atât mai scurtă viața acelora care o poartă, iar plecarea lor face ca eterna și fascinanta patrie să rămână unor urmași nedemni care se tot înmulțesc.
În ultimul secol, mai exact de 102 ani, patria noastră România a tot pierdut pământ și oameni. Trădată și la capătul puterilor ea este. Mari ei bărbați, torturați, asasinați, apoi interziși prin lege, copii furați, vânduți, surghiuniți cât mai departe de școli. De curând, parcă din mormintele istoriei, spre cerul nepoților și strănepoților, am auzit cum se ridică a idoma unui fuior de ceață matinală o voce. Vie, puternică și plină de iubire. Ea m-a întrebat, mă vezi? Te văd, i-am răspuns. Ești porția mea de libertate și iubire, de aceea vei avea mereu o statuie în inima mea. Articolul se numește Șoșoacă, porția mea de libertate și iubire. Frumos. Vă mulțumesc din suflet. Foarte frumos. M-ați emoționat. Nu mi-am închipuit vreodată că o să fiu o muză a unui scriitor. Sincer, nu m-am crezut niciodată că voi reuși să nasc în sufletul unui om asemenea sentimente. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, ce să spun, vă mulțumesc neastră. Știu că mi-ați trimis această porție de libertate și la Comisia de Abuzuri. Da. Când vă spun sincer, citind-o cu glas tare cu consilierii mei de acolo, am început să plângem, sincer vă spun. N-am cuvinte, ce să spun, n-am cuvinte. Doamna Șoșoacă, nu e ora de a spune cine sunt eu, dar vreau să vă spun că sunt câteva zeci de mii din țara asta care unii am revenit acasă, care în 89, așa ca dumneavoastră acum, ne-am pus pielea pe băț, am trăit 30 de ani cu o frustrare de nu vă puteți imagina. De aceea spun că ați apărut ca un fuior al ceței. Nu știu dacă ați văzut cum apare ceața dimineața în zori. Ba da, am văzut-o inclusiv de deasupra cum apare. E, așa sunteți dumneavoastră pentru țara asta. Da. Să dea Dumnezeu să și reușesc să dau ceața la o parte. Să vedem. Suntem răsăritul soarelui. Suntem în săptămâna postului, Sfintelor Paști, țara asta va renaște, deci sigur, suntem să vă spun? Aveți dator, exact. Da, eu consider că România este o pasăre Phoenix care va renaște din propria cenușă. Pe mizeriile și să înlăture mizeriile astea care se întâmplă da. Astăzi. Da. Da. Luăm o pauză muzicală și am să vă spun despre ce e vorba. Este vorba de dansul românesc al lui Bortoc. Dacă vreți să mai rămâneți cu noi, puteți să rămâneți, doamna Șoșoacă, o să mai intervină și Miron. Dacă vreți să reveniți, puteți să-mi trimiteți un SMS și atunci careva dintre... De la bun părinte. M-auziți? Doamna Șoșoacă, m-auziți? Da, vă aud. Cred că nu o să mai pot să stau. Am înțeles. Îmi cer mii de scuze. Îi mulțumesc din suflet domnului Gheorghe Iancu pentru tot sprijinul și sunt onorată. O să-l contactez pentru că am foarte mare nevoie de dânsul și poporul român are nevoie de dânsul. Mulțumesc. Și îmi pare sincer rău că, da, de fapt, ce să pot să cer unui incompetent să poată să recunoască competența și să o atragă către ei. Nu, n-ai cum. Doamna, nu pot doamna să senator, eu să fie deștept. Eu sunt jumate ser, jumate ardelean. Și știi ce înseamnă treaba asta? Cred că sunteți combinația care va face un cocktail Molotov împreună așa cu e. Combinația mea. Așa e. Hai. Noi o să ne îndreptăm către Iohannis, nu de alta, dar către Cotroceni, pentru că oamenii ci că vor să-l dea jos să mă pună pe mine. Asta e. Doamne ajută! Doamne ajută! Da. Mulțumesc, doamna, mulțumesc, doamna eu senator! Eu vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc și eu! Să rămână, mulțumim! Vă rămâșesc amândoi și vă mulțumesc pentru oportunitate! Să rămână, doamne ajută! Mulțumim frumos!
post sfânt și binecuvântat, Doamne ajută. Doamne ajută. La fel, să rămână. Domn profesor, ne auzim? Da. Sunt aici. Da, îmi pare rău că mai avem puțin timp dedicat emisiunii. O să intre și Miron, el a rămas să-și mai tragă ultimele fumuri dintr-o țigare. Dar o să intrați dumneavoastră și, să zic așa, aș vrea să ne spuneți succint așa, ca primă idee, ce ar trebui, mă rog, schimbat de urgență în Constituție? Totul. E mai succint de atât, nu se poate. Dar vă explic de ce. Da, vă rog să ne explicați de ce. Și după aceea o să intre Miron și el a fost unul din cei care a lucrat la Constituția Cetățenilor împreună cu domn profesor Cojocaru. O știu, sigur că da. Și aș vrea puțin să comentăm, pentru că la un moment dat zicea doamna senator că e bună Constituția asta așa cum e, nu știu ce. Eu așa cred și sunt în asentimentul dumneavoastră, bănuiesc, această Constituție nu este deloc prietenoasă cetățeanului român. Da, e depășită. Da. E depășită din 2007. Așa. De atunci e depășită, pentru că am intrat în Uniunea Europeană, iar desăvârșirea intrării în Uniunea Europeană s-a realizat deja. Ca urmare, trebuie făcută o Constituție modernă nouă, absolut nouă. Sunt foarte multe texte care sunt învechite. Așa cum vă spuneam, vis-a-vis de procuratură, de parchet, de elementele care țin de suveranitate, da, și de teritoriu, de cetățenie și multe, multe altele care trebuie modificate, efectiv trebuie modificate. În al doilea rând, vreau să vă spun că se invocă Constituția acolo unde nu trebuie să invoce Constituția. Pentru că, de exemplu, sunt foarte multe tratate europene favorabile țării noastre și care sunt blocate de unu, două texte din Constituție. Uh-huh. Sigur că nu e momentul acum să facem discuții despre treaba asta. E mult de vorbit despre treaba asta și e prevăzut în Constituție în două alineate. Sunt în articolul 20. Ăla trebuie modificat vis-a-vis de participarea noastră la Uniunea Europeană. Uh-huh. Dacă se vrea să mai fim în Uniunea Europeană. Pentru că sunt și alte blocuri din acestea economice care ar putea să ne primească foarte simplu. Uh-huh. Ce să vă mai spun? Foarte, foarte multe trebuie modificate, v-am dat și câteva, da, exemple. Da, în principiu dumneavoastră sunteți, să spun așa, de acord cu prevederile Constituției Cetățenilor? Știți ce se întâmplă? Și am spus și atunci, este făcută de neprofesioniști, uh-huh, și poate oricând să fie răsturnată. Uh-huh. Miron, tu ești de acord cu ce spune domn profesor? Parțial sunt de acord cu domn profesor. Ea este depășită, dar după părerea mea, ca nespecialist, eu am participat la Constituția Cetățenilor, furnizându-i domnului Cojocaru toate textele lui Eminescu referitoare la justiție și Constituție. Uh-huh. Eminescu, după cum știți, era adeptul statului organic. Uh-huh. Iar modelul de bază era mușuroiul de furnici sau stupul de albine. Uh-huh. În afară de asta, Eminescu, Constituția Cetățenilor este în opinia, era în opinia domnului Cojocaru, convertirea în norme juridice a doinei lui Eminescu. Uh-huh. Probabil a fost o reverență, hai să zicem o plecăciune în fața geniului tutelar al lui Eminescu. Uh-huh. Eminescu pornea de la ideea că în sistemul nostru juridic cutumiar, acel ius valahicum care a funcționat în țările române, în special Moldova și Țara Românească, dar și în Polonia, Slovacia, Polonia, în Polonia, în zona de sud, muntoasă de sud, în care trăiesc și astăzi goralii. De acolo provenea Papa Ioan Paul al II-lea și probabil era goral, adică era valah care și-a pierdut, pentru că goralii sunt români care și-au pierdut limba, nu și-au pierdut portul și tradițiile. Ei,
Se pare că Papa Ioan Paul al II-lea adică sigur era original de aici, taică s-a fost primar într-o comună de acolo, unde nume ca Voicilă, Mihailă erau frecvente, acum au fost polonizate. Există, și domnule profesor, vă pot trimite și dumneavoastră, o paralelă, sau sunt în... Constituția cetățenilor a fost în oglindă și s-a ținut cont de tratatele europene. Există o variantă asta în oglindă, Constituția actuală și Constituția propusă de mișcarea pentru Constituția cetățenilor de la vremea aceea. Da, iertați-mă, însă... Iertați-mă, însă, sincer vă spun, nu, eu nu m-aș duce spre tratate ca izvoare pentru Constituția României, ci m-aș duce exact cum spunea Eminescu pe izvorul nostru românesc. Exact. Așa a și pornit până la urmă, dar pentru a nu fi anticonstituțional acest proiect de... sau această inițiativă juridică cetățenească, a ținut cont de Constituția în curs. Știți, nu, că nu trebuie să țină. A mai fost un proiect de Constituție care avea al pornit din Parlament, care avea vreo 26 de articole. Da, s-a încercat... Nu, iertați-mă, dar nu trebuie să țină cont de nicio Constituție, noua Constituție, și în al doilea rând nu trebuie să țină cont de numărul de articole, pentru că, de exemplu, Constituția de la 1600 a statului San Marino are peste 1500 de articole. Și, sau Elveției, care spune și cum să, sau spunea până în 2000, cum să cultivă grâu. Sunt multe, multe lucruri care eu cred că după ce ați stat de vorbă cu mine, s-ar putea modela puțin. Totuși, eu sunt profesor de drept constituțional și am niște cursuri. Păcat că n-ați fost, să spun așa, la vremea respectivă când trăia domnul Cojocaru, n-ați fost cooptat în echipă. Îmi pare rău pentru asta. Nu, decât m-a consultat... M-a consultat după câte știu. Nu, m-a consultat, dar i-am spus părerea mea, dar n-am mai discutat-o. Dacă o discutam, poate că ajungem la un consens. E greu să te opui unui profesor de drept constituțional când faci o Constituție. Iertați-mă în lipsa de modestie, dar asta este. Dar nu e obiectiv. Aveți perfectă dreptate, domnule profesor. Da. Nimeni n-ar putea face asta și nu cred că a existat o opoziție aici. Cred că se puteau face mai multe lucruri dacă ar fi fost participat activ la acest proiect, care, după părerea mea, se poate relua. Evident. Cred că trebuie chiar. Contradicțiile acelea absolut absurde. De exemplu, prevederea din articolul 2.1, care spune că referendumul e o formă de manifestare a democrației, contrazisă în articolul 62.1, parcă așa sunt, 62.1, în care spune că singura autoritate legislativă a țării este Parlamentul, ceea ce... Da, 62. E 62, într-adevăr. 62.1, parcă. Da, e 62. Aș completa ceva în legătură cu afirmația pe care ați făcut-o în legătură cu tentativa de Constituție a lui Constantin Mavrocordat în 1740. În februarie. Da. 7 februarie 40. Dar n-am vrut să spun mai multe, că asta e. Este totuși ceva foarte grav, negativ în acea propunere a lui, pentru că în conform acelui sistem juridic cutumiar, jus valahii, legea pământului, un sistem juridic nescris, era un cod mai degrabă, până la data aceea nu exista proprietate privată asupra terenurilor agricole, cum am zice noi acum. Pământurile erau stăpânite în devălmășie, iar boierii care administrau acele județe sau acele, hai să zicem, formațiuni administrative, nu aveau niciun drept. Eminescu vorbește foarte mult despre lipsa de drept, aveau doar obligații. Pentru că o parte din ce produceau pământurile erau date voievodului. Miron, te întrerup puțin cu o observație și, nu știu, poate domn profesor o să pună oarecum lucrurile la punct. Bănuiesc că tu ai dreptate în ce privește cutuma aceea
legată de dreptul de proprietate. Vreau să spun că și pe vremea lui Ceaușescu, eu am cumpărat teren după ce am revenit acasă de la o persoană care avea întăbulat la oficiu, la registru, mă rog, de carte funciară, avea întăbulat doar o parte din teren. Din vari motive, știu, dictate de perioada ceaușistă. Când am cumpărat, femeia s-a dus la cei patru vecini pe care îi aveam și i-a întrebat, am trecut pe locul tău, n-am trecut. Adică vreau să spun că exista cutuma vis-a-vis de cine este proprietar al pământului și această cutumă era respectată în evul mediu și de domnitori. Nu, acum, cât privește Mavrocordat, să știți că el a făcut o revoluție în domeniul administrativ, economic, financiar, penal, juridic în general și așa mai departe. Este o constituție într-un, cum să vă spun, revoluționară, pur și simplu. Modernă, europeană la vremea aceea, dar n-am apucat să-mi termin ideea. Între altele, a luat toate pământurile printr-o pravilă, așa se numeau legile la vremea aceea, după care le-a dat înapoi și o formă de proprietate privată. Boierii din clipa asta au început să aibă și privilegii, pentru că boierii erau plătiți de domnitori, de fapt, din ceea ce primea domnitorul de la fiecare producție în parte. Cam așa. Și aveau atribuții militare și juridice acei boieri. Da, asta la noi se face la istoria dreptului. Toată Constituția asta nu mă vorbim. Dacă eu am asimilat greșit aceste informații, deci spuneam de boieri. Ei nu puteau beneficia în mod nemijlocit de ceea ce produceau pământurile alea decât dacă se făceau frate de cruce cu un țăran. Deci numai ca țăran puteau primi. Puteau beneficia în mod nemijlocit. Miron și domnule profesor. Unde cred eu că a fost greșeala lui Mavrocordat, că asta era finalul ideii. Da. Această reîmpărțire a pământurilor a fost, până atunci nu existau litigii între, pe baza, în legătură cu aceste terenuri agricole, decât între comunități, nu între persoane fizice. Da. Din clipa aceea au apărut problemele, pentru că proprietarii, țăranii, care aveau acum pământul lor privat, s-au mulțit și pământul ăla trebuia împărțit. Și așa s-a ajuns la, cum să zic, la conflicte și la scena aceea pe care eu consider patologică din romanul Iona lui Rebreanu, da. Când Miron a îmbrățișat pământul. Da. Da. Deci e cel puțin un semn de întrebare. Dacă ar fi putut funcționa în continuare ceea ce mersese până atât, sub forma de... Da, forma trebuie, să revenim la, trebuie să revenim la ceasul acesta. Mai avem un minut din emisiune. Vreau să vă mulțumesc că ați participat la ea, domnule profesor, că întotdeauna ați fost prezent și vă mulțumesc tare mult, rămân dator. Și eu vă mulțumesc. Ascultătorii la fel. Trebuie să o, cum să spun, să o îmbrățișem pe doamna Șoșoacă și să o ajutăm din toate punctele de vedere, căci deocamdată este singura voce în Parlamentul României. Știu că o să ajutați și dumneavoastră tehnic vorbind. Noi, 100%. Noi cu Miron o ajutăm cum putem și noi. Mulțumesc mult pentru participare. Se termină emisiunea aceasta cu Gustav Mahler, Quartetul pentru pian în la minor, că îi place domnului profesor. Și săptămâna viitoare o să ne întâlnim cu un dinozaur al politicii și, să zic așa, chiar profesoratului, domnul profesor Ilie Șerbănescu. Mulțumesc mult, bună seara în continuare, bună seara, toate bună cele seara. Bune. La revedere, la fel, bună seara.